Dragoș Grigore, fostul jucător al Rapidului, deja putem spune fostul. Bună seara! Bună seara! Dumneavoastră, invitați-vă și tuturor respectatorilor. Bună seara! S-a încheiat o aventură la Rapid. Cu ce sentimente din partea ta? Așa este. Am încheiat o perioadă cu bune, cu rele. Mă simt norocos că am trecut prin curtea Rapidului, cu parte dintr-un grup bun, minunat. Nu regret nimic, mă doresc baftă și tot binele din lume. Acum ți se termina contractul? Da. Da. Inițial când ai venit la Rapid, pe cât ai semnat? Inițial a fost ca perioadă, mă un an plus un an. Da, aha. Un an plus un an. Primul an a fost opțiunea dacă voi juca în minim 50% din meciurile acelui campionat, clauza se va activa automat. S-a și activat, da. Pentru că am jucat peste 50% din meciuri, iar după aceea s-a decis să mai prelungim un an până în această vară. Va urma o schimbare a echipei sau te retragi de tot din fotbal? E un plan clar? Mi-aș dori să mai joc. Acum să vedem ce posibilități vor fi. Deci dacă primești oferte, mai ai vrea mai să mai joci. Da, 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 da. A fost un semn faptul că ai jucat mai puțin în ultimul sezon? Te gândeai probabil că nu o să mai vrea să prelungim? Sau cum ai trăit momentul despărțirii, dacă te așteptai puțin la această situație? Dacă tu mai doreai să prelungești? Povestește-ne puțin, te rog. După felul în care au decurs lucrurile, era de la tine înțeles că perioada mea se va încheia la Rapid. Ok, dar s-a schimbat antrenorul și na, poate să vină cu alte idei, nu? Adică ai jucat puțin cu un antrenor sau cu doi antrenori. Acum s-a schimbat. S-a schimbat. Dacă se dorea din partea noului antrenor ca eu să rămân, probabil m-ar fi chemat și am fi prelungit. Dar nici nou antrenor se pare că nu, nu a fost de acord cu acest lucru. La un moment dat, cred că după meci cu Farul, vorbeai despre faptul că au fost multe situații pe care nu le-ai înțeles și că la un moment dat vei vorbi. Probabil că erai supărat pe situația ta sau pe diverse circumstanțe pe care nu le-ai înțeles. Ți-a trecut supărarea? Da, eram supărat și după meci pentru faptul că ne-am bătut Farul, eram supărat și pentru faptul că am ieșit în minutul 60. Uh-huh. După meciuri la cald, nu e tocmai plăcut să vorbești. Știm cu toții, suntem supărați, mai ales atunci când rezultatul nu este după așteptări și supărarea acum, dacă mai este sau nu mai este, chiar nu mai are nicio importanță. Crezi că putem să, sau poți tu să descifrezi ce s-a întâmplat la Rapid în play-off? Pot să spun doar că e greu de înțeles. Nu a fost un an așa cum ne-am dorit cu toții. Chiar dacă am jucat eu foarte puțin sau mai deloc, am făcut parte din grupul Rapid și fiind acolo, mi-aș fi dorit să ne mulțumim pe noi și să facem sute de mii, milioane de suflete rapidiste fericite. Din păcate n-am reușit, a fost un an nu tocmai bun, s-a terminat, viața merge mai departe, atât pentru mine cât și pentru clubul Rapid, așa cum am mai spus, eu le doresc tot binele de lume și începând cu sezonul viitor să aibă parte de rezultatele pe care și le doresc. Crezi că va avea succes acest implant britanic la Rapid? De ce nu? Nu știu acum, n-aș putea să-mi dau cu părerea. Cu atât mai mult nu pot să vorbesc despre un om pe care nu-l cunosc. Nu am lucrat în viața mea cu dânsul, nu l-am văzut niciodată. Ce a făcut în trecut îl recomand să aibă succes și probabil dacă
va oferi ce va cere dânsul, atunci Rapidul va ajunge unde își va dori. Au fost discuții, inclusiv clubul le-a confirmat oficial, că ar fi nevoie de un antrenor foarte dur care să pună ordine în lot. Tu știi situația de acolo, crezi că de așa ceva ar fi nevoie de un om foarte strict, foarte dur? Cred că toți care au fost până în momentul de față au reușit să-și impună punctul de vedere. Adică nu a fost niciun moment vorba despre putere sau despre răutate din partea antrenorului. Pur și simplu așa a fost să fie. Nu știu, acum e greu să zic motivele pentru care Rapidul a pierdut acest sezon sau motivele pentru care Rapidul nu și-a îndeplinit obiectivele. Au fost o fel de critici despre indisciplină, kilograme în plus. Pentru că am făcut parte din grupul Rapid. Da. Care a fost cel mai frumos moment din această perioadă la Rapid? Ceva ce ți-a rămas la suflet? Momente speciale nu au fost, fiindcă am trăit momente cu câștigare de trofee și atunci meciuri câștigate pentru mine au fost normale, nu știu. Uh-huh. Nu e greu să zic, m-am venit la Rapid cu gândul de a câștiga campionat, cupă și așa mai departe. N-am venit la Rapid să pierd vremea, n-am venit la Rapid să mă aflu în treabă. Dar așa a fost să fie. Chiar nu mai are importanță sau să vorbim despre ce a fost important, ce este și ceva. Ai primit ceva semnale, ceva discuții să te duci în altă parte? Nu, momentan nu. Sunt în vacanță, familia cu copii, îmi cer. Bine, sunt în vacanță, de sunt mai mult timp, însă da. Acum încerc să petrec mai mult timp cu copii și vom vedea ce va fi, dacă va exista vreo oportunitate care să fie să placă tuturor, atunci voi spune da. Dacă nu, înseamnă că e momentul să fac altceva și n-ar fi niciun fel de problemă. Spune-mi, ce speranțe îți faci pentru Euro? Ai jucat la echipa națională, mulți dintre noi ne amintim evoluțiile tale. Spune-mi, dacă avem echipă, să trecem de această grupă. Trebuie să avem încredere. Mai mult cei care sunt implicați acolo decât noi care suntem în fața televizorului sau cei care vor fi pe stadion acum. Eu cred că grupul e unul bun și sunt șanse destul de mari. Ei trebuie să creadă șansa lor și să se autodepășească. Sigur, meciurile nu vor fi ușoare. Știm cu toții, la un turneu final, indiferent de numele adversarului, toate sunt la fel de dificile. Însă va trebui să creadă până de la început până la final șansa lor și le doresc baftă să facă o figură frumoasă. În concluzie, ești mai mult trist că s-a terminat sau mai mult bucuros că ai participat la această experiență la Rapid? Mai mult trist. O simțeam din voce, dar mă gândeam că dai un răspuns diplomatic așa și că ești bucuros de ce ai trăit acolo. Da, mai mult trist pentru că nu am reușit mai multe din punctul ăsta de vedere. Da. Nu din alte puncte de vedere. Acum sper să nu se ia din context și să se scrie de mâine. Dar nu, aș fi înțeles că mai mult trist că te-ai despărțit, dar ai completat foarte bine. Mai mult trist că nu am realizat mai multe și mai mult trist că am și terminat cu Rapidul. Mi-aș fi dorit să se întâmple altcumva lucrurile, însă viața merge mai departe. Da, și acum o abordare personală. În vacanță mai mergi pe la Vaslui sau? Că merge, și eu sunt. Merge, da, păi familia este acolo. Da, da, că și eu sunt din Vaslui. Da, și a mea și a soției. Ce, ai pachet eu? Da, am un pachet de trimis, da. Am un pachet de trimis, da. Nu e problemă, bună asta. Rezolvăm cumva. Ai scăpat de direct s-a făcut tranzacția. Dragoș, mulțumesc mult, baftă mult în continuare. Și eu vă mulțumesc, și eu. Numai bine, seara bună. Bun, hai să, în primul rând, să-l mai întreb totuși pe domnul
Stanciu. Acum te răzbun pe mine, că am zis cu pachetul. Domnul Dică n-a venit și el?